În primăvară, centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene provoca cetățenii municipiului să realizeze filme de maxim 15 minute, în care să prezinte Târgoviștea în noul context european. Dorim să fim, ca și altă dată, un partener care să contribuie la bunăstarea regiunii și a orașului în care trăim. În acest sens, centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii a inițiat un concurs Târgoviște Oraș European, în care tinerii au lucrat de data aceasta singuri și nu în echipă cum suntem obișnuiți, pentru a realiza un film în care să pună în valoare orașul în care trăim, gândim și muncim. Acum concursul și-a desemnat câștigătorii. 3 este câștigat de Petrache Alexandra și constă într-o cameră, într-o ramă foto digitală. Felicitări și anul viitor sperăm să urci până la locul 1. De data aceasta, la premiul 2, avem un băiat, Toma Robert. Felicitări! Premiul reprezintă o cameră foto care să-l ajute în viitor. Iar locul 1, Oproiu Mihaela, a câștigat un iPod. Felicitări! Sperăm să fiți în continuare alături de noi.